Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă. Alin Bărbos, invitat astăzi la Vieți transformate, a crescut într-o familie vlavioasă, însă a gustat din păcat, a gustat pornografia. Dar, la un moment dat, în mod personal, în mod supranatural, s-a întors la Domnul. Alin, bine ai venit la Vieți transformate. Bine v-am găsit. Spune-ne, viața ta a fost destul de liniară până în momentul când ai gustat din ceea ce înseamnă adâncimile păcatului. Da, pentru că am crescut într-o familie de credincioși baptiști și am crescut foarte bine educat, inclusiv în biserică, de mic copil, unde am învățat toate principiile, să spunem așa, ale Scripturii, ale vieții cu Dumnezeu, dar ca și orice alt tânăr la vârsta de 15 ani, între 15 și 16 ani, mai ales că era o vreme de după Revoluție, când au început să apară tot felul de lucruri din acestea în România, de oferte, care până atunci poate nu te întâlneai cu ele. Am fost atras de prieteni, de anturaj spre lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu m-a cercetat, chiar tânăr fiind, la 15 ani și jumătate, într-o zi, când mi-am dat seama, la cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, că sunt păcătos și că destinul meu e iadul dacă nu mă pocăiesc. Știam lucrurile acestea. La 15 ani să conștientizezi acest lucru? La 15 ani, 15 ani jumătate, cam așa am avut, când am conștientizat lucrul ăsta și m-am dus în camera mea, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, acum iadul e a meu. Nu mai am scăpare. Eu nu pot să mă salvez. Știam toate lucrurile ce trebuie să fac, că trebuie să mă rog, că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, că doar Iisus Hristos este calea spre mântuire, spre salvare și că doar prin El pot să fiu mântuit. Așa teorie pus, știai tot. Știam teorie, crescut la grupele de copii, la biserică, deja mergeam în misiune cu tata, care avea chemare de a merge pe sate, mergeam cu el și m-am pus acolo pe genunchi și am zis: Doamne, salvează-mă! Nu mai am salvare decât prin Tine. Și după rugăciunea asta am simțit eliberare și am hotărât să-L urmez și în apa botezului. Dar ce s-a întâmplat? De ce acel click la 15 ani? A fost o predică? A fost sau pur și simplu a venit Duhul Domnului peste tine? Pur și simplu am conștientizat că păcatul aduce moartea, despărțirea de Dumnezeu și că voi ajunge în iad. Cumva poate m-am speriat așa de tare de lucrul acesta, am conștientizat că poate până atunci mă gândeam că lucrurile astea sunt așa, povești din Biblie, ceva, o joacă sau ceva. Nu le luam în serios, adică eram atât de obișnuit cu ele, că asta e o problemă, cred, a celor care cresc de mici copii în biserică, pentru că nu conștientizează că lucrurile astea sunt adevărate, reale, atât de obișnuit sunt cu ele. Și așa eram și eu. Dar în momentul ăla am conștientizat că lucrul ăsta e real, iadul e real, raiul real, Iisus Hristos, jertfa Lui, și că am nevoie ca să fiu salvat. Era o viață dublă? Simțeai că este o viață dublă? Adică la biserică, duminica? Cred că ar fi început să fie o viață dublă. Începeam deja să trăiesc, pentru că eram atras și eu. Ceilalți tineri mă chemau: haide, hai și tu cu noi, hai de acolo, hai dincolo. Și eram tentat ca orice tânăr, dar cred că Dumnezeu avea un plan cu mine și în momentul acela de tânăr, la 15 ani și jumătate, a intervenit și m-a făcut să fiu conștient și să realizez că trebuie să mă pocăiesc pentru că are lucrare pentru mine. Ce-i sfătuiești pe tinerii care trec prin atingerea păcatului, dar nu li se pare nimic foarte grav și nu văd niciun motiv pentru care să renunțe la păcat. Pentru că totuși e greu să renunți la păcat, să te rupi din acele lanțuri. Da, sigur că da. Deci tu aveai probleme cu pornografia, în special. Da, și mulțumesc Dumnezeu că a fost doar începutul. Și Dumnezeu, cum spuneam mai înainte, din start m-a luat și a zis: stop. Îi sfătuiesc să-și pună încrederea în Dumnezeu și să se detașeze cât pot de mult. Spune Apostolul Pavel: fugi de poftele tinereții. E un moment în care te rogi, stai adică înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să fugi. Nu mergi în tejor, nu plimbă-te. Trebuie să rupi, trebuie să fugi. Nu merge așa, stai mai mereu, azi un pic, mâine, nu, fugi. Inclusiv Iosif, când soția lui Potifar l-a ispitit, a fugit.
A lăsat tot și a fugit. Da, foarte importantă observația aceasta. Fugi. Fugi, da. Da. Cum a continuat apoi viața? A fost acel moment. A fost acel moment, da. Revelație, de întâlnire personală cu Domnul. Chiar mi-aduc aminte, să fac așa o paranteză, după 20 de ani, am avut un vis într-o noapte și se făcea că un înger m-a luat de mână și mi-a arătat poarta iadului și era așa o grozăvie de nedescris acolo și mi-a spus în felul următor: uite, de aici te-a scos Dumnezeu pe tine. Wow. Și m-am trezit, eram impresionat de ceea ce am visat. Să închidem paranteza. Apoi Dumnezeu m-a chemat la o lucrare la care... Pentru cei care urmăresc emisiunea, vreau să le spun, ai șansa ca Dumnezeu să te scoată din iad. Da. Dacă îl accepți pe El. Iisus Hristos. Da. Și poate că prin această emisiune, prin acest interviu, Dumnezeu să vorbească celor care urmăresc discuția noastră. Amin. Dumnezeu să lucreze în sensul acesta. La 15 ani și jumătate eram un tânăr care deja începeam să merg cu tata în lucrare, cum spuneam, pe sate. Tata a avut chemare de la Domnul să meargă să planteze biserici pe sate și deja mergeam în lucrare. Erau model părinții tăi pentru tine? Da. Au fost și sunt un model pentru mine, inclusiv de viață, inclusiv de lucrare. Și încă de mici copii ne lua pe mine, am încă două surori și mergeam, ne lua prin biserici, cântam, când mergeam la sat, deja la biserică, la Harul, la Lugoj, la copii, la voi grupele de copii din Lugoj deloc, da. Dar era ceva forțat pentru voi sau ați fi vrut și voi să mai dormiți duminică dimineața și tata, hai să mergem la biserică? Să știți că nu, pentru că mie îmi plăcea muzica și eram fascinat să merg să cânt cu corul de copii sau să aud muzica în biserică. Iar chemarea asta am simțit-o încă de copil. Eram la 6-7 ani acolo și seara când mă puneam pe genunchi, cum am fost învățat să mă rog, înainte să mă culc, spuneam: Doamne, te rog frumos, ajută-mă și pe mine să învăț să cânt la pian sau la chitară și să am și eu pian și chitară. Părinții mei au vrut să mă dea la vioară și nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea vioara, zic, nu vreau. Zice, măi, eu vreau la pian. Nu avem acum posibilități să-ți cumpărăm un pian. Pe vremea aceea nu erau posibilitățile de astăzi. Și n-am vrut să mă duc. Dar mă rugam în fiecare seară, nu lipsea din rugăciunea mea lucrul ăsta și chiar atât de mult îmi doream, pentru că îi admiram pe frații, erau niște frați tineri care cântau cu chitara, cu chitara bas, cu orga, acompaniau corul de copii și eu stăteam doar pe lângă ei. Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos. Așa de mult mi-am dorit că noaptea mă trezeam altă dată, eram... Stăteam în fund și dădeam cu mâinile pe dună, îmi imaginam că eu cânt la orgă și mă trezeam și eram așa dezamăgit că a fost doar un vis. Dar Dumnezeu a lucrat și prin anul 1995, într-o localitate de la 30 de km de Lugoj, la Ghizela, s-a deschis o biserică în casă la o soră, erau două surori doar în localitatea aceea pocăite. Și tata a mers acolo, au venit mulți oameni, au venit și tineri și chiar se apropiau sărbătorile nașterii Domnului Iisus Hristos. Și era venit fratele lui tata din America și zice: tata, hai să facem un program cu copiii ăștia. Copiii au fost entuziasmați când sora mea mai mare se ocupa de copii, ea e educatoare. Și au venit mulți copii, am făcut un program, el venit din America, a căutat o chitară prin pod pe la noi acasă, chitara lui din tinerețe, era prin pod. Și tu nici nu știai că e acolo? Nu, știam că e acolo, dar... Nu te-ai atins de ea? Nu era, n-avea nici corzi, trebuia reparat, au reparat, eu pus un set de corzi și au făcut programul. Și a fost așa de frumos și după sărbători el s-a întors în America și mi-a dat chitară și a zis: Alin, acum rămâi tu. Nu știu. Mi-a desenat pe o foaie 7 acorduri, mi-a făcut desenul și imediat m-am pus, îmi doream lucrul ăsta. Aveam acum 18 ani. Și am învățat repede acordurile, dar din 7 acorduri, ce să fac cu ele? Am mers la o seară de evangelizare, mi-aduc aminte și acum într-o bisericuță mică. Și a venit o familie, un tată cu vreo 3-4 copii. Și au cântat o cântare și fratele acesta a venit cu chitară în față. Și acum eu știam 7 acorduri și m-am uitat, am văzut în ce acord începe cântarea și m-am uitat că
toată cântarea au folosit trei acorduri. Zic, măi, înseamnă că trebuie trei acorduri folosite. M-am dus acasă și am încercat și zic, oh, merge. Și apoi de aici am început să cânt cu chitara, cu copiii de acolo, mergând cu microbuzul spre în misiune, un verișor de-a meu care i-am arătat acordurile pe microbuz și imediat oprind și el la chitară și atunci uica mea din America zice, mă, îți trimit și o orgă, mi-a trimis o orgă mică. Unchiul da, unchiul din America, da. Și mi-a trimis orga aceea și zic, cum să învăț la ea? Am căutat acordurile, le-am căutat și mi le-am notat eu de data asta pe orgă și așa Dumnezeu o asculta rugăciunea unui copil. Și la 18 ani, în 6 luni de zile cântam la chitară, la orgă, fără ore, fără nimic și de atunci slujesc în felul acesta, dar nu numai atât. Te-aș mai întreba din experiența ta de cântat. Ce îți amintești? Ce piesă, ce cântare, ce cântec ți-a vorbit la un moment dat în mod special? Probabil că toate, dacă poate îți place prima, muzica. Hai să zic prima cântare care am cântat-o cu chitara. Mai mult acum ca niciodată navigăm pe o lume furtunoasă. De Iisus avem nevoie mai mult acum ca niciodată. Da. Și chiar așa este. Navigăm pe o lume furtunoasă, dar avem nevoie de Iisus mai mult ca niciodată. Da, mă bucur. În continuare, viața ta. Da. M-am căsătorit cu o fată de acolo, de la Ghizela, din biserică, care a venit încă din prima zi. Avem două fete. Una a terminat anul întâi la Institutul Emanuel, la Oradea, Naomi, iar Rebecca a terminat clasa 11-a. Și Dumnezeu să le binecuvânteze. Mulțumesc. Și apoi am avut o chemare la care nu m-aș fi gândit niciodată. Și anume de a sluji lui Dumnezeu în biserică. Tata era pastor la bisericile unde le-a deschis, Ghizela, Seca, Șpaneva, mai apoi a mers la Ohaba Forgaci. Și în momentul în care tata a mers la Ohaba Forgaci, am rămas la Ghizela, acolo deja aveam un grup în județul Timiș, apropiate de Lugoj. Tata a plecat la Ohaba Forgaci, a venit un alt frate păstor la Ghizela și am rămas acolo. Aveam un grup de tineri care l-am format, la un moment dat chiar am format un mic cor pe patru voci acolo și în paralel, deja începusem și la Biserica Harul să fiu unul din liderii de tineret. Chiar mă ocupam în perioada aceea, începutul anilor 2000, de partea muzicală, să zic așa, la tineret, la orele de tineret. Dar nu m-aș fi gândit să ajung să slujesc ca și păstor. Dar Dumnezeu avea un plan cu mine și mi-aduc aminte că într-o zi de anul nou am fratele păstor acolo la Seca și au făcut niște bilețele cu versete și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un verset. Nu știam ce avea să se întâmple. Într-o seară stăteam cu fratele păstor de acolo, fratele Vasipeia era păstorul la Ghizela, de vorbă și am zis, hai să ne rugăm, să vedem ce Dumnezeu, zic, simt că Dumnezeu vrea ceva pentru mine. Special. Hai să ne rugăm. Ne-am rugat, eram acasă, într-o duminică seara, el a plecat. Și am zis, Doamne, te rog să-mi vorbești, care-i drumul meu de aici încolo? Și după... O rugăciune foarte înțeleaptă pentru orice tânăr și sfătuiesc pe toți cei care urmăresc emisiunea, chiar dacă nu sunt tineri. Da. Doamne, care-i drumul pe care tu îl vrei pentru mine? Da. Nu ce cred eu că ar fi important sau bine. M-am rugat și nu cred că a trecut o oră și am primit un telefon de la Lugojel. Și... Lugojel e lângă Lugoj. Lângă Lugoj, la 5 km. Și era o tânără din biserică și spune, frate Alin, vrem să vii păstor la noi. Și eu am rămas uimit, zic, stai puțin că eu nu-s păstor. Uite, rămânem fără păstor și vină la noi. Zic, să știi că chiar am vorbit cu fratele Vasipeia, zic că vreau să merg, să vin până la voi, că înainte de aia, cu vreo câteva luni, cred că, sau un an și ceva, chiar făcusem niște programe, cor, orchestra, era o orchestră de mandoline acolo la Gojel și cu corul de la Ghizela, am făcut câteva programe frumoase spre slava Domnului. Și m-am dus duminica acolo și am văzut care e situația și am zis, eu nu sunt păstor, dar dacă vreți vorbim cu tata, el e la Ohaba Forgaci, să vină și aici. Și așa m-am dus la Lugojel. M-am dus la Lugojel și mă ocupam tot de programe. Mă ocupam de programele din
din biserică, tata nu venea... Nu te obosește, nu te seacă de puteri să te ocupi de oameni, să... Și câteodată, da. Fiecare are, fiecare are agenda lui și fiecare are, da, trage într-o, da, parte. Mai ales când mai ai și altă slujbă, slujba din care îți câștigi venitul pentru viața asta, pentru familie, să faci lucrarea pe lângă, câteodată, da, e obositor, dar e așa de frumos și de înălțător și așa de împlinitor. Te împlinește lucrul ăsta. Și cum spuneam, am slujit acolo, am început să slujesc în biserică, după care fratele diacon care era acolo într-o duminică a făcut un atac cerebral ca iar în timp ce ținea ora de rugăciune și m-am trezit că tata venea doar după masa, dimineața era fratele diacon de acolo, m-am trezit că am rămas în fața bisericii. Și am început să slujesc, să predic. Fratele până atunci spunea, era fratele Nelu Vânătu, diaconul care și deschis biserica la Lugojel, și spunea, hai frate Alin, hai să vorbești, hai să vorbești din cuvânt. Și tot mă îndemna la lucrul ăsta. Și... Deci într-un fel ai fost aruncat brusc în apă. Da, ceva de genul. Cum suntem aici pe malul apei, dacă ar fi cineva să mă arunce, dă-i din mâini, da. Să ieși la mal. Pentru cei care nu văd emisiunea, care doar aud, înregistrăm această emisiune chiar pe malul apei. Și după vreo alți 3-4 ani, într-o sâmbătă dimineața, tata a venit la mine în cameră, eram eu cu soția și spune, măi, uite ce m-am gândit. M-am gândit că ar fi bine să fii ordinat, prezbiter, diacon, acolo, să poți să faci slujba cum trebuie, să poți să faci actele de cult, să poți să dai cina. Ce zici? Zic, măi, hai să ne rugăm, ce pot să-ți spun? Era și cu soția acolo, am stat de vorbă, ne-am rugat, a plecat tata din cameră, m-am pus să mă rog și în rugăciune, fără să-mi dau seama, m-am rugat în felul următor. Doamne, așa cum mi-ai vorbit când m-ai chemat să vin la Lugojel, te rog să-mi vorbești și de data asta. Nu m-am gândit la ceea ce am spus atunci. Să primești și un telefon. Da. Ca Pavel, treci în Macedonia nu și ajută-ne. Nu a trecut o oră, sună telefonul, unul din păstorii de la Biserica Haru mă sună, spune, frate Alin, aseară am avut și comitet, am vorbit cu câțiva frați, păstorii, ne-am sfătuit să vă ordinăm prezbiter pe tine și pe încă doi frați din biserică, fiecare unde mergea pe sate. Și am zis, wow, până și modalitatea de a vorbi a fost aceeași. Și da, și interesant că lucrurile erau deja cu o seară înainte deja pregătite. Da. Deci Dumnezeu pregătește lucrurile bune, așa spune. Pregătește, da. Dar sunt pregătite mai înainte de întemeierea lumii. Da. Minunate sunt planurile tale pentru mine, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta, spune psalmistul. Da. Sunt planurile lui Dumnezeu în care noi trebuie să umblăm, dacă acceptăm voia Lui în viața noastră. Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos. Care au fost câteva momente foarte frumoase din slujba de slujire a Bisericii, da, lui Hristos, a celor răscumpărați, a celor născuți din nou, a Bisericii adevărate? Hai să spun, poate cel mai emoționant pentru mine, așa frumos, a fost după ce am fost ordinat prezbiter, după vreo 3 ani de zile am fost ordinat păstor și pentru Biserica din Lugojel și pentru cea din Ghizela și din Secaș. Și primul botez care l-am avut a fost chiar a fiicei mele, cele mari, Naomi, și a fost o emoție și o bucurie extraordinară. Și cele mai frumoase și înălțătoare momente sunt atunci când oamenii își predau viața Domnului Iisus Hristos. Foarte, foarte frumoase și impresionante sunt momentele de rugăciune. Poate avem vinerea seara la Lugojel, de exemplu, în fiecare început de lună, prima vineri, seară de rugăciune. Nu sunt mulți, dar e extraordinar ce se întâmplă acolo. Spre finalul emisiunii noastre, cum vezi mersul lumii de astăzi? Îl mai caută oamenii pe Domnul? Își mai doresc să trăiască o viață evlavioasă în mijlocul unei lumi foarte tulburate? Lumea din ziua de astăzi prea puțin se mai gândește la Dumnezeu. Se gândesc fiecare încotro să apuce, cum să câștige mai mulți bani, se gândesc la plăcerile lor, la a-și împlini viața aceasta. Crezi că perioadele de strâmtorare economică îi îndeamnă mai mult pe oameni spre Dumnezeu?
Poate da, și am crezut cu fermitate așa, dar m-am înșelat puțin când a venit acum pandemia, că mă așteptam ca oamenii să fie, să cumva se apropie de Dumnezeu, dar din contră am văzut că parcă mai rece au devenit. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare ăsta să fie lucru care să atragă oamenii la Dumnezeu? Și am zis nu. Pentru că am văzut că în mijlocul unei lumi care nu-L mai caută pe Dumnezeu, am văzut oameni care totuși îl caută pe Dumnezeu. De curând am avut un botez la Lugojel și fratele care s-a botezat spunea, l-am căutat pe Dumnezeu câteva luni de zile prin tot felul de biserici, mănăstiri și mă simțeam bine, mergeam, sufletul meu se liniștea, dar eram același om. Dar când am venit în biserică și am auzit cuvântul lui Dumnezeu, spune, în 2 săptămâni viața mea a fost schimbată. Wow, ce bine, ce profund punctat. Da. Mergeam unde credeam eu că e Dumnezeu și sufletul meu se liniștea. Dorința dar lui, eram același. Mi-a plăcut dorința lui că spunea, l-am căutat și am vrut să-L caut pe Dumnezeu. De fapt, primul contact ne-a dat un telefon pentru că el vrea să cunoască calea adevărată. Ce frumos! Și atunci mă gândesc că în mijlocul unei lumi care stă tot mai departe de Dumnezeu, sunt totuși oameni care Duhul îl caută pe Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu îi cercetează și îi trimite acolo. Îmi spunea el, nu știu de ce în duminica aceea dimineața am zis, hai să mergem și aici. Ce frumos, da. Ce înseamnă pentru tine relația personală cu Dumnezeu? Ceva de, fără de care în momentul ăsta n-aș mai putea trăi. Dincolo de muzică, dincolo de slujirea bisericii, dincolo de implicarea... Da. Slujirea e o trăire comunității. Ca și cum vorbesc cu Dumnezeu ca și cum vorbesc cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte, mergeam în Serbia până la pandemie, într-un sat la Novoselo și acolo la biserică, da, și s-a pocăit un om după ce a avut un atac cerebral, a paralizat, își mișca doar o mână și gâtul. Și acolo ne-a chemat, spune, la frat să vină din România și să mă boteze. Și l-am botezat așa, l-a botezat tata. Și spunea, eu nu știu cum să mă rog. Și i-am zis, stai de vorbă cu Dumnezeu ca și cum stai de vorbă cu mine. Dumnezeu e lângă tine. Și data următoare când ne-am dus și l-am vizitat, s-a spus, frate Alin, eu așa mă rog, eu așa vorbesc cu Dumnezeu. Cum vorbesc cu tine? Cum ai zis așa fac? Deci, pentru mine viața cu Dumnezeu e viața cu un... Tată, cu un prieten, cu cel care m-a salvat, cel care m-a mântuit, cel care m-a eliberat, cel care mi-a pregătit totul și în viața aceasta și mai ales în veșnicie. Și atunci e o viață de credință împreună cu El. Și Biblia? O să te rog să înalți și o rugăciune către Dumnezeu la finalul emisiunii. Biblia ce înseamnă pentru tine? Revelația lui Dumnezeu, descoperirea, voia Lui pentru... viața mea, pentru viața ta, pentru viața fiecăruia dintre cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă vrei să-L descoperi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, cel mai bine îl cunoști citind Sfânta Scriptură. Ce verset îți vine în minte acum din Biblie? Era un verset în Osea, capitolul 10, versetul 12, care m-a, încă din armată, probabil Dumnezeu mă pregătea, eram în armată și citind Scriptura, acolo m-a impresionat versetul ăsta, care spune desteleniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Doamne, ajută-i pe toți cei care urmăresc această emisiune, pe toți cei din țara aceasta și din lumea întreagă, să-L caute pe Domnul din toată inima. Amin. La final te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care au urmărit emisiunea și doresc și ei să-L cunoască pe Domnul. Tată Sfânt, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău cel preiubit, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre și te binecuvântăm pe Tine că în dragostea Ta ai cuprins viețile noastre, m-ai cercetat și pe mine încă din tinerețe, m-ai chemat, Doamne, să fiu copilul Tău, m-ai răscumpărat, m-ai sfințit, m-ai mântuit, m-ai eliberat și îți mulțumesc pentru că prin credința în Domnul Iisus Hristos mi-ai dat viață veșnică. Binecuvântez numele Tău pentru că în această zi putem să te proclamăm pe tine în fața oamenilor și prin această modalitate și te rugăm frumos să faci ca mesajul Evangheliei tale să cerceteze multe suflete care vor asculta această emisiune și
Mă rog, Doamne, ca să faci ca și ei să te cunoască pe tine, să se rupă, Doamne, de tot ceea ce e lumesc și stricat din lumea aceasta și să te caute tot mai mult pe tine, făcând voia ta și urmându-te pe tine cu credincioșie. Mă rog, Doamne, ca să binecuvintezi viețile oamenilor cu mântuire și într-o lume stricată și într-o lume, Doamne, care e tot mai depărtată de tine, te rog frumos, o Doamne, să mai salvezi și alte suflete și alte vieți, ca și ei să te urmeze pe tine și să fie mântuiți copiii tăi răscumpărați. Doamne, binecuvântăm numele tău și vrem, o Doamne, să ne punem la dispoziția ta ca să slujim ție, pentru că ne-ai chemat să ne mântuiești și ne-ai chemat să te urmăm și să te slujim. De aceea vrem ca în toate să-ți dăm ție slavă, să-ți dăm glorie, mărire și onoare în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Alin Bărbos. A crescut într-o familie vlavioasă, cu frică de Domnul. A avut o mică alunecare spre păcatele tinereții, însă Dumnezeu l-a scos și l-a pus în voia Lui. Dumnezeu să te pună și pe tine, cel care urmărește această emisiune, în voia Lui, pe traseul ales de El, în direcția stabilită de El, astfel încât să ajungi și să ajungem cu toții în împărăția Lui Dumnezeu. Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.